Salutare prietenii mei de pe internet. Astăzi vom face o rețetă foarte simplă, cum v-am obișnuit, foarte ieftină și foarte bună. Azi vom face niște, ghiciți ce? Niște bruschete cu roșii. Aveți nevoie de pită, pe ce să o prăjiți, da? Sau un prăjitor de pâine. Dar mie mi se pare că are gustul mult mai bun decât în prăjitor pe plită. Am și prăjitor, dar pe plită de paragazul ăsta murdar e cea mai bună. Și avem nevoie de roșii, bineînțeles. De grădină, dacă se poate. Din grădină de la bunica. Și le tăiem așa, pac, cubulețe micuțe. Le punem într-o oală. După care luăm niște busuioc. Așa. Niște busuioc de ăsta din ghiveci. Dar mai multe tipuri de busuioc. Așa. Cam mai mult. Așa. Luăm busuiocul și îl tăiem mărunt. Așa. Luăm busuiocul de aici și îl punem aici. Avem nevoie de usturoi cât mai românesc posibil. Dacă se poate, din grădina voastră. Băgați usturoi în presă și bineînțeles. Îl presați. Așa. Eu am folosit pentru toate roșiile astea vreo 5 căței de usturoi. Sare de mare, dacă se poate. Și un ulei de măsline bun. Cum e ăsta? Terra Creta. Așa. Bun. Bineînțeles, amestecăm. Frumos, după ce am tăiat toată roșia, așa, stecăm bine și între timp noi am făcut și pita prăjită. Vă recomand să faceți și voi așa, între timp faceți și pita până tăiați roșiile și le condimentați și să vedem, să punem pe pită. Așa, să vedem cum îi gustăm, da? Ce ziceți? Încercați și voi această rețetă, scrieți în comentarii dacă v-a plăcut, dacă nu, nu contează. Vă mulțumesc! Pa! Poftă bună!